înțeles. Doamna Florinela Georgescu, dumneavoastră, ce așteptați de la aceste proteste? Sunteți și dumneavoastră acum la protest? Bună ziua! Eu vă pot ajuta cu o prognoză meteorologică, dacă acesta este scopul prezenței mele în emisiunea dumneavoastră. Vă mulțumesc și da, aș vrea să știm și cum va fi vremea în perioada aceasta, pentru că vedem tot felul de întorsături și toți cei care lucrează în agricultură se tem că vor fi ani în care, așa cum am văzut și în ultimii ani, seceta a lovit foarte mult. În acest an, cum va fi? Deocamdată, dacă ne referim la următoarea perioadă, următoarele săptămâni, aceste categorii vor fi influențate de răcirea pe care am traversat-o, faptul că am avut precipitații sub formă de ninsoare în jumătatea de nord a teritoriului, deci fenomene de iarnă în luna aprilie. Sigur că acest lucru influențează atât lucrările agricole, cât și modul cum vor fi gestionate toate activitățile agricole. Cu atât mai mult, rezerva de apă nu este încă una favorabilă pentru jumătatea de est a teritoriului, rezerva de apă din sol.